Scriu acest articol pentru că am înțeles-o ca om pe Lana prin prisma faptului că eu însă acum trec printr-un proces de integrare. Eu m-am mutat din București după o ședere de 14 ani acolo la Sfântul Gheorghe, într-un spațiu care are niște particularități pe care mulți dintre noi le cunoaștem. Și atunci povestea ei m-a impresionat personal, dar când am relatat-o, am relatat-o ca și cum, cumva, aș vorbi despre mine. Și atunci poate că ceea ce am simțit, că emoția pe care am preluat-o de la ea, s-a regăsit sub o formă sau alta în ceea ce am scris și a impresionat mai mult, nu știu. Dar mă bucur. Mulțumesc!